Acum este în clasa nouă, va merge mai departe, va fi celebru. Pentru că deja este foarte, foarte cunoscut prin concursurile câștigate, sau mai degrabă nu cunoscut prin concursuri, ci atestat de premiile și performanțele sale. Muzica în viața lui Alexandru a pătruns la 4 ani, odată cu pianul. Părinții l-au încurajat, iar începând cu clasa 1, a devenit elev al Colegiului Național de Artă Regina Maria din Constanța. Maestria lui la pian îi aduce numeroase premii, dar la 12 ani, Alexandru descoperă percuția și rămâne fascinat. Instrumentul favorit, marimba, care este asemănător xilofonului. Am cântat o piesă din repertoriul instrumentului care se cheamă marimba, marimbafon, și este o piesă destul de complicată. Ai un asemenea instrument acasă? Vine de la Constanța. Ai acasă așa ceva? Da, ăsta e instrumentul. Și îl ții în camera ta de... Da, de studiu, acolo e camera. Munca asiduă, pasiunea și dăruirea i-au adus numeroase premii la concursuri, dar și două burse importante din partea Uniunii Muzicienilor Interpreți și cea a Fundației Principesa Margareta. În plus, a urmat și un curs masterclass la o universitate prestigioasă din Salzburg. Visul lui Alexandru este acela de a cânta pe marile scene ale lumii. Are de partea lui încrederea, gândirea pozitivă, talentul, dar și doi părinți care îl sprijină și care sacrifică totul pentru ca visul lui să devină realitate. Ne-am gândit să fim din generația părinților flexibili, să nu insistăm atât pe niște materii la modă. Nu aș renunța la muzică. Muzica mă ajută să trăiesc, deci imposibil. Simt un fel de energie, un boost de, nu știu, de vitalitate, energie. Iar după ce cânt, mă simt foarte relaxat și fericit. Pasiunea lui Alexandru pentru muzică este împărtășită și de fratele său David, care la numai 11 ani impresionează cu maestria cu care cântă la pian. Când eram mic, pătuțul meu era așezat exact lângă pianul lui Alexandru. Și atunci când auzeam pianul, mă bucuram. Și te-ai dorit și tu să cânt. Și mi-am dorit și eu să cânt, da. Mi s-a părut un instrument frumos. Alexandru aspiră să devină student în pregătire la conservatorul din Viena. Deja i s-a propus acest lucru, dar va trebui să facă naveta între Austria și România pentru a putea termina și liceul, iar acesta este un efort financiar imens pentru părinții lui.